Salutare lumea, sunt eu, iRepublic MC și puneți astăzi cam din nou Minecraft Vanilla. Puneți, mi-am schimbat și eu microfonul, adică și tastatura, logică, filmez asta după ce... Sper să mai scadă că frame-urile ca un căcat, cum e de obicei. Așa, mere mâncare. Uitați-vă, uitați-vă cum poate să meargă fucking Minecraft-ul ăsta. I-am luat tot ce a vrut Optifine, nu vrea. Că nu merge mai prost cu Optifine, dacă nu mă credeți. I-am făcut setările, toate le-am dat jos. Am PC de 45 de milioane și tu fucking vorbești cu mine că nu pot să joc cu Minecraft. În fine. Am eu Windows prost, adică probabil o să-mi updatez Windows la Windows 10 sau la Windows 8, sigur. Adică nu că o să cumpăr, că doar cine dracu de 5 milioane pe Windows în loc să-mi iau jocuri de 5 milioane. Dar hai să ne facem o sabie, că am putea să ne craftăm o sabie. Și nu știu ce n-am făcut asta până acum, pentru că o să ne... Sau, parcă am făcut... Nu mai filmat de mult seria asta, pentru că e o serie de la început și de asta... Mă descurc greu cu tastatura asta, pentru că are butoanele astea M1, M2, habar n-am ce să le macro-uri, cred. Dar habar n-am, că nu știu ce să le macro-uri, adică doar bănuiesc. Și să mergem să mai explorăm pe aici. Mă auzit că s-a lansat Minecraft... Asta, Minecraft 9. Dar adică nu s-a lansat, s-a făcut un, cum se numește, Snapwatch sau Snapchat sau cum dracu se numește. S-a făcut un de la Minecraft 9. Vedeți? Ce la particulele, bă, sunt prost. Video settings, particles, trebuie să fie. Decreased. Done. Da. Back to the game. Ia-o-te-l, mă. Și ia să urmărești. Uite, bă, frate, lagul ăsta, nu înțeleg. Este 45 de milioane și nu poți să-mi duci Minecraft-ul? Ok. Vine, hai să explorăm lumea, că de asta am venit aici. O să fac un screenshot la coordonă. Aici nu contează. F3. F2. Gata. Terminat. În fine, nu-l băgați în seamă căcatul ăsta, o să rezolve, da. Nu acum, nu tocmai acum, adică am foarte mult timp PC și chiar nu vreau să-mi stric tot ce am în PC. De asta, vreau să plecăm să explorăm lumea, avem o grămadă de mâncare, avem o grămadă de chestii. Încercați să ignorați căcatul ăsta de lag, chiar dacă pe YouTube cred că nu se vede mai deloc că e lag. Dar eu observ că e lag, adică nu trebuie să-mi ziceți, uitați aici asta. Hai să facem o fermă de uite aici. Nu, că e cam mult. Oricum, oile astea n-o să le tai pentru că sunt fix lângă casa mea și chiar nu vreau să le omor, adică vreau să le păstrez, pentru că... Dacă o să vreau să-mi fac o fermă... Uite, poate, uite aici e o zonă destul de frumoasă, adică ar merge cu casa de făcut aici. Da. Pe viitor, nu acum, pentru că acum n-avem nimic după. Ce am spus asta? Fire Fabric, da? Fire Fabric, cred că sunt în fine. Cred că e un bug de la Minecraft, nu cred că e problemă. Adică pe cei care n-au cont premium, de exemplu, joc, pentru că da. Adică, de exemplu, vorbim, nu are cont premium și joc cu el. Adică am contul meu vechi, Captain World 3. Așa, hai să vedem unde mergem. Da, o să mergem pe aici. Uitați ce căcat. Săracul meu e 5, nu duce. Are you fucking serious with me? Am instalat Minecraft-ul din nou, mamă câtea. Deci când nu filmez... N-are nicio treabă, frate. Când filmez... Parcă moare, mă. Nu mai am ce să-i fac, deci parcă mă... Dă-n ceancule mai mici pe la... 16... Nu știu, habar n-am ce să pot să-i fac minima life la minima. Bă, frate, nu știu ce să-i fac. După cum ești, nu mai am ce să-i fac nimic mai mult de atât. Dar frate, asta e faza, că eu am un PC foarte bun, vedeți? Nu stă prost la generat, dar când omor un animal... A, uite, nu mai fac lag. Nu mai am mâncare, ci că eu... Eu aveam acolo să alerg, dar eu n-aveam mâncare, adică... Ce? Inteligența mea... Uite, observ că acum... Oh, ce frumos e aici, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Așa.
acum vreau să explorez mai mult, pentru că de asta am făcut și este Manila, ca să explorez. Dar că am trebuit să minăm. Hai să omor foarte și mă întorc acasă. Și eu să minez în episodul ăsta, pentru că vreau neapărat să găsesc niște fier, că nu am fier, vreau să mă fac full iron cel puțin în episodul ăsta. Pentru că nu am armură și da, e cam nasol, adică dacă mă prinde acum noaptea o să mor, pentru că nu am armură. O da și voi seama, că e normal că o să mor dacă n-am armură. Oricum, nu tot în direcția mea, adică nu cam fi mers prin altă. Acum nu mai are lag. Avem o ce am, cred că uite acolo. Cred că acolo e casa. Dacă nu mă înșel, da. Oricum, sper să nu se audă chiar tare tastatura. Vezi? Lag. Nu știu de ce. Așa, de atotit. Acum sărim aici. Da. Și unde să mergem noi? Unde să mergem noi? O să strănu, deci o să închid un pic microfonul, deci da. Gata. Încă mai sunt răgușit, dacă nu știați, dacă v-ați uitat la tot clipul de The Bridges, încă mai sunt răgușit. Nu cred că trebuia să mor chiar porcii ăștia. Nu cred că mă uit la... Nu o să mă uit la cor, doar noate că n-am chef să-mi bag al doilea monitor, că mă enervează. Nu înțeleg de ce mai țin pe masă, doar ca să fie așa mai frumos. Da, aici. Sigur aici. Sigur, cred că aici, după piatra asta, sigur, sigur e. Deci pe bune. Top. Fail. Top fail 2015. Așa. Hai să mergem. Mă încurc în tase, că nu sunt... E o tastatură automată, eu foloseam una mecanică, una... Invers. Eu foloseam o tastatură... De asta cum se numește... automat înainte și acum folosesc una mecanică, adică asta, Razer, care mi-am luat-o. Razor, cum a scris unul la mine în comentarii. Razor. S-ai luat și tu cor și te dai mare? Da. Așa, hai să mergem. What the fuck? În fine, cred că va trebui să-mi pun coordonate, pentru că nu-mi dau seama, sunt foarte mulți muinți pe aici. Da. Stați un pic până îmi pun și eu coordonatele și revenim imediat după. Gata, am revenit, acum am pus și eu coordonatele, avem, azi pun și drumul aici, deci avem x minus 302, deci trebuie să mai creștem x-ul. Avem apoi Y103, dar nu cum mă interesează, că era mai... Și 700 și Z765. Deci cam bine Z-ul. Și în față ar trebui să găsim. După ce spune, datele de la casă. Așa. Sper să nu-ți audă nici zgomotul pe care îl face PC-ul meu, pentru că e fix sub microfon, sub masă. Înainte am filmat 7 minute și nu prea am făcut nimic în episodul ăsta decât am explorat un pic, dar o să găsim iron și cred că așa o să se numească pe episodul ăsta full iron. Așa, mă, să mergem și noi mai repede. A, uite-l acolo, muntele nostru. Și mâncare ne-ar mai trebui, nu înțeleg de ce nu mor eu porci ăștia, că sunt chiar la distanță de mine. Hai pe ăștia, omorăm. A, m-am murit așa. Hai că a scăzut lagul, nu știu de ce, am reușit să fac ceva. Cred că nu e pe chiar așa bine optimizat Minecraft-ul pentru... Stați un pic. Gata. Doar am strămutat un pic. Adică nu un pic, câteva secunde. Dar vă rog să nu vă înviniți, adică am o problemă la voce. Nu grav, adică mori. Adică o problemă răgușit. Doamne ferește, cum să ai o problemă la voce așa gravă? Doamne ferește. Aole, ce răsunetul ăsta din Minecraft-ul răs, deci... În fine, să mă omor așa.
Așa face când se face noapte de obicei Minecraft-ul. Și trebuie să fie minus 300. 300 adică fix în față. Da, că e și apa aia acolo. În fine, îmi place să trăiesc pe munte, adică e tare. E altceva față de fiecare salvare de Minecraft care înseamnă numai stat. Dacă mă înțelegeți. Adică numai stat, făceai o casă din lemn mai mare și o zonă mai așa. Dar o să facem asta în fine. Cred că o să facem și asta, o casă la câmpie și o lăsăm pasat la munte. Și să salvez coordonatele și când mai vreau să mă duc aici, după să mă mai duc acolo. Adică când mă plictisez o casă mă duc la alta. Asta să fie de exemplu o casă cu o mină. Asta să fie mina mea. Hai să începem mina. Uite ceva de genul aici. O să facem un gard, ar fi frumos. Hai să facem. Punem mâncarea asta la făcut 30 de așa. Și facem niște gard. Cred că nu știu. Parcă trebuie bețe pe un op. Nu trebuie foarte mult. Așa. Da, și ne dă 3 bucăți. Cât putem să facem? Facem 3, facem 3. Într-un lemn pe care l-avem. Nu cred că mai am lemn în chest, că altfel îl luam. Nu mai am. Mai am decât uși, pentru că se fac mai multe uși acum. Hai să luăm una, să nu mai facem. Avem 9 gard. Adică zic să nu intre mobi doar. Hai mai ia sabia, așa. Punem gardul. Unde n-ai pe aia? E deja pus. Un hotbar. Atunci facem, uite, așa. Aoleo, ce lag e așa. I don't like this shit. Mobii nu cred că pot să sară așa. Adică nici eu nu pot da. Da, e. Așa, așa cum avem locul perfect pentru mine. Nu pot să intre pe aici. Nu pot. Așa. Uite, avem aici loc special pentru mine. Băi, și eu cred că salvarea asta o să iasă chiar mișto, adică nu am ce zice. Hai să vedem ce știu ce o să iasă pe aici. Avem torțe, avem 14 torțe, e ok. Adică cu capitolul torțe și astea stăm ok. Numai că va trebui să mă mai duc eu să iau niște lemn, pentru că nu mai avem lemn deloc și e o problemă asta. Vreau să găsesc niște iron neapărat și nu prea... Cel puțin înainte, când jucam Minecraft așa, jucam cu grămadă de moduri. După, mi-a venit mie așa să... Bă, să nu mai joc mă cu moduri, aveam X-Ray. Mamă câte aveam, aveam mod de grafică, shadere. Cred că aveam vreo 15 shadere atunci. Și editor spec-uri și mi se mișca Minecraft-ul foarte ok. Și acum nu mi se mai mișcă și sunt pe default, adică... Se pare un căcat. În fine, nu cred că aș putea să joc cu X-Ray, adică cu voi, că nu v-ar plăcea. Fac pickaxe. Hai să mergem. Da, un mob ar putea să vină pe aici. Logic, High Republic. Să punem așa. Dacă ne-a ajuns cam la perfecție. Da, pot să treacă pe aici un mob. Dă un IP, o lăsăm așa. Casa asta e mai mult, v-am zis, nu o să fie casa noastră, o să fie doar o casă temporară pentru mină. Și ar fi frumos să faci așa în stâncă, n-am... Mi se pare drăguț să faci așa în stâncă, n-am mai întâlnit chestia asta și mi se pare chiar interesant să o fac. Hai să facem două târnă cu ape. Așa, that was it, my friend. Le punem aici și mergem iar să mai minăm. Sper să găsești și eu ceva, pentru că... Deci să șansa asta nu găsești așa. Hai să facem și niște cărări pe aici, pentru că le găsești și așa mai ușor. Oricum iron nu înseamnă ceva foarte tare, adică să zici, mama, am găsit iron, sunt șmecher. Înainte când jucam Minecraft... Ok, ăla a fost un bug. Înainte când jucam Minecraft... jucam așa, mamă, dacă găseam iron eram boss de boss, mafiot, fratele meu. Deci, dacă găseam iron, vă știți cum mă bucuram? Doamne, ferici, cred că deam petrecere în pana mea când găsit iron. Era cu o moară, frate. Hai să punem aici o torță, că luminează până aici. Bă, dar nimica, frate, până acum. Și am săpat ceva, nu pot să zici că n-am săpat.
la niciun fel de iron. Sunt stream la stratul 94, fac, normal că nu cred că găsim iron până munte. De obicei iron se găsește mai sub pământ, nu în munte. Așa, dacă nu aici o să, adică o să fie ca o mină. Stați un pic. Gata. Mamă, ce mă doare gâtul. Deci da, nu sunt chiar foarte ok cu, cum să zic, cu vocea, dar o să filmez cu voi, adică sper că se oprește microfonul când dau de buton, că dacă nu e cam nasol și o să râdeți de mine, cred. Un strănut, că nu strănut chiar frumos. Da, nu contează, nu cred că sunteți voi chiar așa răi. În fine, nu toți probabil sunteți răi, dar unii sunt și hateri, adică... În fine. Vreau să bag tastatura asta mai pe viitor. Uite, mamă, e incredibil căul. Vreau să bag tastatura asta și pe... Adică după asta o să... Mamă, o să bag acum niște CSGO și niște PvP. Cred că fac maraton, mamă. Adică maraton la mine înseamnă cel puțin 6 ore. Așa. Bă, fratele meu, nimic decât niște căul. Ești nebun. Și uitați cât am săpat și nimic. Hai frate, lasă-mă, dă-mi și mie ceva măcar. Să știu și eu că am făcut asta cu un... Rost, nu niște căuli. Te rog. Hai, mă, plâng, hai tati, te rog. Tati, ia-mi și mie jucăria. În fine. Mă prostește, ce să fac. Da, hai mă, că dă-mi și mie ceva, te rog frumos, te rog frumos, te rog frumos, te rog frumos, dă-mi și mie ceva, du-te-n pisa, mă, te atunci. Jegoasă, jegosule, măi, joc nesimțit, plătesc bani pe tine și nu-mi dai iron, iron de la, nu-mi dai iron, deci așa ceva, așa ceva, la clasa 8-a. Da. Ce să faci? Bă, dar și de ăsta găsesc, bă, dar numai iron, frate, nu găsesc. Hai, mă, dă-mi și mie niște iron, du-te naibii. Da, gata, am consumat un pic, exact, consum două pickaxe-uri de piatră și nu găsesc iron, măcar un iron sau doi iron sau, nu, trei iron, că dacă găsesc un iron trebuie să găsesc trei, logic. Dă-mi și mie niște iron, jocule, că plâng, te rog! Te rog, dă-mi! Nu mai pot, dă-mi, te rog! Vreau iron! Te rog! Bă, fratele meu, dar mor! Bă, deci parcă moare pentru câteva bucățele de iron jocul ăsta. Deci mă disperă. Deci mă disperă. Oh my fucking god. Te rog. Te rog. Te rog, dă-mi iron. O să mă două pickaxe-uri aproape. Hai frate. Ce trebuie să fac pentru niște iron? Ce naiba a fost sunetul ăla? În fine. Uitați cât am săpat și n-am dat de iron. Toată noaptea am săpat și n-am dat de iron. Nici o urmă de iron, frate. Zici că m-a pasat blestemată pe bune. Cere prea mult? Cere diamond cumva? Nu te cred, nu te cred, nu te cred! Uitați cât am săpat și n-am dat de niciun fel de iron. Are you fucking serious with me? Fuck you. Deci da, mă duc jos. Deci casa asta de aici o abandonăm. Iau totul și plec, pe bune. M-am săturat. E încă casa asta la munte. Mă mut. Nu, nu, nu. O tai pe toată și mă duc. Că nu pot să stau aici. Decât geamurile, las că n-am chef să le sparg.
Ai, bă, frate, nu, dar chiar așa, nu poți să găsești o bucată de iron la munte. Ai, de pula mea, bă, frate, las itemele care nu sunt importante și iau tot și plec. Ce pot să mai fac? Mă fac eu un pickaxe acum și niște unelte și plec, mă duc în lumea largă să bântui. Hai, frate, strâng casa. Strâng casa și mă duc undeva și îmi fac o... și încheiem episodul. Deci, fratele meu, nu înțeleg. Mi se pare un căcat. Cum naiba am făcut atâta, am săpat atâta și n-am găsit nicio bucată de iron la munte. Pă bune, are you fucking serious with me right now? Du-te naibii, bă, joc prost. Fuck it. Nu-i joc prost, dar mă enervează ăsta, pentru că nu poate să-mi dea și mie nici bucăți de iron, frate, la munte. Pă bune, mi-am făcut pickaxe, extraordinar, ai Republic, ești pro player la Minecraft să mor eu. Așa. Cum pun aia profilul pe Facebook, SMR. Sau cum scriu așa, SMR eu. După mai scriu, SMR mă ta. Așa. Bă, dar nu înțeleg ce mai sunt frame-urile astea. Normal merge cu 100 de frame-uri, acum merge cu 100 de frame-uri. Chiar dacă la action arată că merge cu ata, acolo scrie că merge cu 100 după cum. Dar hai să închidem bara aia, că e deja enervantă. Ah, fuck, îi drăgăm în casa și plecăm de aici, nu mai vreau să văd nimic din ce aici. Uite, asta e cam bun, asta o să ne trebuiască. Asta se găsește chiar greu. Haide-mă. Așa, să luăm tot, plecăm. Hai să luăm tot din ce ne trebuie, ulul ăsta. Sunt ce nu ne trebuie, pentru că nu luăm chestul. Asta nu carnea. Și cam atât, cred. Asta nu, două stacurile astea de piatră. Asta nu. Așa, restul sunt tot aici. Așa, acum luăm și ăsta și plecăm. Măcar n-ai bit aici, nu mai am chef să iau nimica. Îmi bag tot, îmi bag aia în ele și tot. Deci m-am sturat de muntele ăsta, e un căcat stai la munte. Fa casa, handicapat. Gata. De ce am plecat? În lumea largă. Mâncarea mea. Așa, am luat-o. M-am cărat în lumea largă, am plecat, Doamne, cu Dumnezeu înainte. Așa, așa o să numesc episodul ăsta, ne mutăm. Oare cum o să poată să numească? Hai, frate! Vreau vatca aia. Așa, let's go right now. Peștera, se vede aer, nu se vede. Așa, luăm aerul și plecăm, că n-am chef să stau, pentru că m-am plichisit de minat, am văzut prea multă piatra azi, adică m-am plichisit de ea. Mamă, bă, dar e mult aer. Ia uite și mai e și acolo. Ah, fuck, eu n-am loc. Hai să găsim, să vedem și cât are aici. Cred că 3 bucăți sau 4. 4 până acum, vedem. Hai să fie 5, sunt 5. Nu cred că mai mult de 5. Nu, ba da. 6. Hai mă că avem 12. Hai mă că sunt mulțumit ce e asta. V-am zis că dacă mergem la câmpie găsim o peșteră, o tâmpenie de asta. Hai că găsim chestii destul de pe. Adică nu chiar o pe, cum să zic eu. Dar am trebuit să încheiem episodul ăsta aici, pentru că am filmat cam mult. Deci da. Cam atât cu acest episod, eu am fost iRepublic MC, dacă v-a plăcut, hai să apăsăm butonul de like și bineînțeles ăla de subscribe dacă nu ați făcut deja. Da, ne vedem în următorul episod.